Calificată în premieră la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, atleta zăloană Paula Todoran se gândește și la ediția următoare a acestei competiții, programată în 2020 la Tokyo. Baremul de calificare ar putea fi însă eliminat, iar prezența la Jocurile Olimpice ar urma să se facă pe baza unui punctaj acumulat la diferite competiții devenită și la finalul anului 2017 cea mai bună sportivă din Sălaj în clasamentul olimpicilor, atleta Paula Todoran se gândește la o nouă calificare la Jocurile Olimpice, competiție la care a participat în premieră în vara anului 2016. Criteriul de calificare ar putea fi însă altul începând cu noul an, luându-se în discuție eliminarea baremului de calificare. Ea își dorește foarte mult acest lucru, crede în ea, crede în realizarea Baremului, iar dacă aici se pun niște probleme mai noi în atletism, se discută foarte mult despre desfințarea baremului de calificare la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale, participarea la aceste două mari competiții urmând să se facă ca și în tenis pe baza acumulării unor puncte la anumite competiții. Federația Internațională de Atletism a luat această decizie și se pare că se va intra în linie dreaptă pentru faptul că anumiți sportivi atleți de elită odată realizându-și baremul pentru aceste două mari competiții nu mai participă în alte competiții importante ca să fie vizibili. Uh, ceea ce, sigur, este în detrimentul spectacolului, al publicului care vine să vadă atleți de valoare, dar ei nu mai participă luând startul doar la anumite competiții care sunt uh, pe bani, așa cum s-ar spune. Uh, nu știu dacă pentru pentru noi, atleții din România, acest lucru va fi benefic, pentru că se vor uh, se vor pune pe pe o listă, niște competiții la care tu va trebui să acumulezi niște puncte, jumătăți de puncte, mă rog, fracțiuni, da? Să-ți realizezi un anumit număr de puncte pentru participarea la uh, Jocul Olimpice sau Mondiale, în funcție de ce ai adunat. Uh, dacă aceste competiții vor fi, să spunem, în Londra sau în Berlin sau în Sevilla, și va trebui să ajungi la ele, dar Federația nu va spune, nu avem bani pentru atâtea participări. De la 100 de metri până la maraton să vă finanțăm, nu știu cum va fi finanțarea. Va trebui pe cont propriu să o facem ca să ne realizăm. Sau nu? Nu s-a spus nimic. Totuși, eu zic că pentru țările mai sărace sau mediu dezvoltate, economic, financiar, nu știu dacă e un lucru benefic. Paula Todoran s-a calificat în premieră la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, iar ediția viitoare este programată în 2020 la Tokyo, în Japonia.